Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Astăzi avem un oaspete special, aflat cumva într-un turneu anual. Este Turul României. Turul României trece și prin Cluj-Napoca și atunci, sigur că maestru Mircea Diaconu s-a oprit și pe la studioul nostru. Bună seara, bine ați revenit în studioul Enție. Bună seara, bine că am izbutit să sosesc. Bine că ați izbutit, pentru că veneați de la Zalău, parcă. De la Zalău și a fost o aglomerație... Da, tot cu mașinuța... Da, fiindcă... rezistența la drumurile românești este inclusă în proiectul de ARO, în proiectul inițial. Proiectul inițial. Da. Bun, deci tot cu ARO acela, da, da, Turul României. Cum arată România asta în anul centenarului? Turul ăsta pică fix în anul centenarului. Care România? Care întreb exact? Asta în care faceți turul. România profundă arată foarte bine, în sensul verdeții, a mirosurilor minunate, superbe de primăvară, stării pădurilor și restul a nașterii anuale, care este fenomenală în sine, și a unor oameni calzi și prietenoși, că așa se întâmplă peste tot. Dar dacă ne gândim din unghiul de vedere al centenarului, care ar fi trebuit să punem pe masă deja, suntem la jumătatea lui aproape, a anului, nu a centenarului. În fine, ceva. Ceva și repere. Simțiți că se pune nu ceva? Nu prea văd. Văd niște campanii pe televiziuni, văd și meritorii, slavă Domnului, unele dintre ele chiar deosebite și inspirate. Dar în teren. Dar nu, în teren nu se simte nimic, nu, firește nu, absolut nimic. Dar ce-au păzit? Păi nu știu, am citit, am aflat că a existat acum un an și ceva instituitul, structură cu salarii, cu tot ce trebuie, un departament chiar cu da, un șef. S-au schimbat vreo 2 premieri între timp. Da, și care au muncit, pare să, ca să producă ideea, regia, să zicem, nu știu, complexul acestei sărbătoriri. Și ministrul culturii actual se pare că i-a dat afară pentru că nu produseseră nimic încă. Dar poate fac la anul. Nu, poate suta cealaltă de ani, nu știu, abar n-am. Nu vreau să fiu ironic, dar, cum să spun, lucrurile astea trebuie făcute mult înainte. 2017 trebuia să fie deja pe masa națiunii, nu știu, celor care s-au... Nu că nu s-ar fi știut că împlinim 100 de ani de stat unitar. Eu zic că se știe, sigur că se știe, se știe. Așa m-am închipuit și eu, dar la Bruxelles se vorbește despre 100 de ani de stat unitar? Nu, ce se întâmplă? Nu numai noi, se vorbește de 100 de ani, ne știe, sigur că da, dar multe state, multe națiuni au devenit națiuni și state... tot cu noi odată, tot sigur, după primul război mondial, fără discuția asta. Deci e ceva ce ne interesează pe toți și Bruxelles a validat și cu mare veselie un proiect, un program care se numește Anul 2018, An European al Patrimoniului și care are acest sens, acest sens, ca prin patrimoniu, prin expunere de patrimoniu, de istorie a fiecărei națiuni, să ne bucurăm fiecare de celălalt, să înțelegem odată în plus că suntem în mare parte sau fiecare, măcar într-o parte, europeni, că ne unesc foarte multe lucruri, că istoria e comună și așa mai departe. Exact în ideea sutei de ani de când s-au practic turnat frontierele actuale. Da, adică totuși suta asta de ani nu faci doar campanii mediatice, trebuie să lași ceva în urma ta în teritoriu. Alte pietre de temelie, monumente, să zic. Nu, pietre de temelie, asta, exact. Să pui bazele anume, altor, noi. Exact, altor lucruri care produc efecte pe termen lung. Așa ar fi trebuit. Probabil că strategii, ținte, proiecte mari. O paranteză fac. Am auzit, am citit la un moment dat că Marta Bibescu ar fi spus următorul lucru, și care m-a îngrozit la vremea respectivă, dar devine din ce în ce mai realitate, că românii nu și-au dat niciodată un proiect mare de la o generație la alta, în afară de proiectul Unirii. Și din păcate este un mare adevăr. De asta zic, măcar în an centenar, nu știu, trebuie să punem un proiect mare. Aici la Cluj noi am făcut, am inventariat muzeele și am constatat că întâmpinam centenarul cu mai mult de aproape 3/4 de muzee închise, mutate în alte locații, cu expoziții temporare și nu permanente și așa mai departe. Niște renovări atacate în instanță pe la DNA, cu oameni suciți, plimbați prin instanțe, și cu proiectele abandonate și așa și mai departe. Stand-by. Da. Adică, totuși, și cu muzeele cumva închise, e tare de tot. Ăsta este un raport de activitate. Mircea Diaconu, un raport de activitate. Eu l-am deschis mai spre final și am văzut aici un proiect în an centenar, Rețea Națională de Repere ale Civilizației Spațiului Românesc. Ce înseamnă asta? Da, este, dacă e chiar propunerea mea, pentru anul centenar. Îmi pare rău că n-am făcut-o mai devreme, am crezut că... Au ei un proiect. Sau multe, da, am stat cu minte, dar...
Și nu de disperare am făcut lucrul ăsta. M-am frământat. Ce se întâmplă? Emanciparea României, modernizarea, emanciparea României a avut la bază un concept de tipul ăsta, de tip identitar, de tip patrimonial și care școala ardeleană, mă rog, îl știm din școala ardeleană, se numește latinitatea noastră. Deci acest concept a stat la bază... ceva ce a unit. Nu numai asta, adică în jurul unei... o motivație. Și o rădăcină. Urmă, iar citesc dintr-un clasic și zic că e nevoie de conștiința de sine a nației. Fără conștiință de mai sine există? A națiunii, păi nu. Despre nu asta vreau există. Să vorbesc. De asta încerc să fac această propunere care poate produce conștiință de sine a nației. Dar în ce constă în concret chestia uita asta? Ce simplu mi se pare a fi. Deci, pe zone geografice și nu județe, acum încep luptele între, eu știți cum e, la mine, la tine, aici, prostie. Deci pe zone de identitate. Pentru că diferențele între zonele noastre sunt meritorii și foarte mari. Nu știu câte zone, dar în clipa în care determini o anumită zonă, este foarte clar că unul dintre nu știu, reperele de patrimoniu devine reprezentativ pentru zona respectivă. Dau un exemplu, Cazinoul din Constanța, care era într-o stare deplorabilă. Este. Care poate fi reprezentativ pentru toată zona Dobrogei. Și atunci el este centru, dacă vreți, reperul pentru ceea ce putem numi civilizația din spațiul românesc. De ce zic din spațiul românesc și nu românească? Pentru că coborâm în istorie sau, mă rog, ne uităm, cam de unde suntem noi. Sau putem determina că de aici suntem români. Dar înainte? Corect. Și teoria pe care încerc să o fac, o explic, este oricine a trecut, a stat, a trăit și a murit sau nu, vreodată, pe aceste teritorii pe care noi astăzi suntem țara noastră România și națiunea română, sunt strămoșii noștri. Fiecare a lăsat o urmă care a adăugat ceva la ceea ce este sub pământ, în mintea noastră, în clădirile noastre, în memoria noastră colectivă. Adică sunt rădăcinile, de fapt. Să ne luăm în stăpânire toată memoria, latinitatea ei până într-un punct. Sau vine dintr-un punct. Sigur. Dar înainte? Deci, sunt, de ce spun asta? Pentru că s-au găsit tot felul de lucruri extrem de interesante, emoționant de interesante, descoperiri arheologice, pe teritoriul nostru. Da, dar ele nu sunt prea, una nu acolo, prea știm păi, să le... asta e, nu că nu știm de ele. Știu specialiștii, știu unii, știu alții, sunt într-un muzeu de stânga, încolo, nu sunt legate între ele. Ele trebuie să legate între ele, de asta spun rețea națională. Aceste centre, aceste repere ale civilizației sunt structuri care lucrează, care cercetează, principala lor activitate este de cercetare științifică, pentru că rezultatele trebuie să fie de tipul acesta. De aceea, principalul pentru mine, motor, trebuie să fie Academia Română. O să zic română. Că nu sunt bani. Nu. Așa o să răspund, zic că... Răspund foarte ușor la chestia asta, mai ușor decât la organizare. În România e mai greu organizarea decât bani. Așa e. Asta e părerea mea. Academia trebuie să fie partenerul principal. Am avut o discuție deja telefonică cu actorul președinte domnul al Academiei, când încă nu era și mă bucur că acum putem discuta, i-am trimis proiectul și aștept un răspuns. Universitățile, centrele de cercetare, de arheologie, institutele, muzeele, deci peste tot am trimis acest proiect, această propunere. În clipa în care, simplu, aceste, ca un fel de fabrici de identitate, ar fi aceste centre zonale, legate între ele. Și vom izbuti, probabil pe bază științifică, să facem o frază unitară din toate dovezile adunate de peste tot despre noi și civilizația spațiului românesc. Noțiune care nu există azi. Unii zic despre noi, noi și ne zicem că suntem niște, nu știu, niște hoți, niște pungași, niște cerșetori, niște... Vai de capul nostru, alții din potrivă că noi suntem, nu e așa, pumnul în piept și da. Suntem până la cer, ca noi nu e nimeni, adevărul e undeva și îl vom găsi. Bun. În clipa care îl găsim, acest adevăr, transpus într-un concept de tipul acesta, identitar, despre civilizația spațiului românesc, trebuie să plece peste tot, să infuzeze în toată societatea, să intre în conștiință publică, așa fel încât, prin școală, prin ministerul, și așa, toate metodele cu putință, toate, absolut. Așa fel încât, zic ca să simplific, când un român vrea, ține neapărat să plece undeva, să muncească, să trăiască în altă parte, el trebuie să-și ia aia, bagajul, periuța, așa mai departe, și acest concept. Și el să plece cu conceptul la el, căci în clipa în care interferă cu cineva, nu știu de unde, de concurență sau nu,
senzația ta despre tine, conștiința de sine, a ta ca individ, a ta ca nație, îți dă tărie, verticalitate, demnitate. Corect. Și competitivitate, ca să spun așa, în plus. Și al statului. Era un banc, și al statului, bineînțeles, era un banc pe vremuri, nu îl spun că nu e cazul acum, pe vremuri lui Ceaușescu, altfel vorbește un om, omul cu un ban în buzunar. A, da. Deci e bine în tine, în capul tău, în sufletul tău să existe lucrul ăsta. Și atunci celălalt din fața ta e egal cu tine. Apropo, exista, și am vorbit rândul trecut când a fost aici la noi, despre acel proiect, Harta Patrimoniului Rănit. O să-l și vedem pe ecran site-ul. Erau obiectivele astea pe hartă pe care le-ați tot descoperit într-un dialog permanent cu cei care vi le semnalau, probabil. O troiță în nu știu ce zonă. Da. O casă extraordinară, nu știu pădure, ce altă zonă, o pădure. Liveș de cireși. Vedem exemple, cum e fenomenale. Muzeul Național Peleș, cetatea Ineu, ruinele mănăstirii fortificate de la, mă rog, biserica de aici din Bobda, casa memorială din Ulipati. Bun, unele dintre ele erau jalnic, sunt într-o stare jalnică. Ce se mai întâmplă cu proiectul ăsta? Oarecum fericit, relația mea, mă rog, cu Institutul Național al Patrimoniului, cu directorul acestui institut, domnul Ștefan Bâlici, care e un arhitect și un om, chiar un profesionist, și am convenit amândoi să îi trimitem toate informațiile Institutului Național al Patrimoniului. Deci toate informațiile, cum le primim, le trimitem acolo și să sperăm că într-un timp lung, scurt, nu știu, vor beneficia de finanțare, de grijă, de atenție. Bine, unele obiective s-ar putea să fie în litigii de-astea de, cu proprietarii, casele. Nu, nu are nicio importanță nici asta. Pentru că statul român, dacă înțelege despre ce e vorba, autoritățile locale, depinde de situația, că sunt diferite situațiile juridice, trebuie să pornească de la principiu că patrimoniul, conform legii patrimoniului, este prioritar. Deci, oricine ar fi, dacă sunt moștenitori mulți, puțini, dacă e unul, dacă e altul, dacă e privat, dacă e stat, dacă e biserică, dacă oricine ar fi, este obligat acel proprietar sau virtual proprietar să-l întrețină. Da. Să-l întrețină. În Germania, de pildă, poate e interesant să povestesc, că era un castel de ăsta foarte vechi, începuse construcția pe la 1100 și ceva și o terminase pe la 1300, după care l-au tot extins în zona Neuhaus-Pegnitz din Bavaria. Castelul a aparținut și familiei Göring la un moment dat, în perioada de înainte a primului război mondial. Și primăria îl concesiona pe un euro pe 50 de ani, dar aveai niște clauze. Sigur, și trebuia să-l ții exact în forma aia, să-l restaurezi exact în stilul ăla, te costa milioane. Da. Ca să poți să-l ții. Și s-au reziliat foarte multe contracte de astea pe 1 euro pe 50 de ani din cauza că foarte puțin reușeau chiar să-și îndeplinească obligațiile și după ce le îndeplinau, constatau că nu au cum să-și recupereze banii ținându-l doar pe post de muzeu. Germania e plină de castele de tipul ăsta și atunci, sigur că ei căutau tot soiul de afaceri, nu prea mergeau. Se rezilia contractul și se dădea altea pe 1 euro. Dar obligațiile astea, spun, ce rezidau din contractul, erau uriașe. Am putea să imaginăm și noi astfel de chestiuni pentru cei care dețin case de patrimoniu și își bagi joc de ele, de pildă. Am putea, dar știți cum e încă la noi. Dacă faci lucrul ăsta, la nivel de, nu știu, decizie, de consiliu local, de primărie, de nu știu ce, vine cineva și zice că cătușele sunt aici, ai dat un euro, o valoare care e și așa mai departe, uriaș. Cătușe, să nu vorbim despre, că s-a întâmplat chiar astăzi ceva mai încolo în emisiune. Încă vreau să discut despre... Da, o să vă spun. Tot în anul centenar. Nu, dar sunt aberații de comportament. Ar trebui stabilite niște priorități. Deci dacă prioritatea este patrimoniu, deci acea clădire, acel lucru... Dar simțiți că e stabilită prioritatea asta vreodată? Pe legea patrimoniului spune și lucrul ăsta. Și dacă urmează însă după aceea ceilalți să aplice diverse metode în baza acelui principiu. De ce spun asta? Dacă mergem în județul Constanța, ne întâmpină tot soiul de panouri despre Dobrogea, cum o să fie cel pe care vi-l afișăm acum pe ecran. Așezări antice din Dobrogea. Dom'le, Dobrogea e plină de cetăți antice. Te duci acolo și nu vezi cetatea. De ce? Pentru că nimeni n-a scos-o la lumină, n-a organizat-o, n-a făcut-o vizitabilă, n-a făcut obiectiv turistic din ea. Dar dacă s-ar face numai din Dobrogea, câte obiective, câte cetăți sunt atâtea obiective turistice și trasee întregi, ar fi și o sursă extraordinară pentru turism. N-au făcut-o, deși știu exact unde sunt cetățile. Deși au harta lor, deși știu că sunt, cum să zic, pe metru pătrat, una după alta, cum se spune. E o zonă plină, nimeni nu se ocupă de așa ceva.
parcă suntem inconștienți. Acolo sunt civilizații strat peste strat adunate. De ce? Da, și toate astea sunt argumente ale... Este sau e ceva, cum să zic, programat? Acum mă gândesc și la teoria conspirație. Bă, suntem la... Totuși ne vede lumea și aș putea să spun multe lucruri de tipul ăsta, apropo de dacă e programat sau nu. Mă tem că aș putea să spun foarte multe lucruri, dar nu vreau să mă hazardez. Imaginația celor care ne ascultă poate să plece singură pe tema asta. Din păcate așa este, sau și despre asta este vorba, pentru că o națiune fără repere, chiar și de tipul ăsta, e mult mai ușor de dus. De dus. Încolo, încoa, unde e nevoie. De șters, nu? Ștergere, e o formă de ștergere pe creier, de tipul ăsta. De ce spun asta? Pentru că astea toate sunt repere de identitate. Repet. Care îți dau putere, îți dau forță. Te opui la niște lucruri, zici stop până aici. Dacă le ai, dacă nu le ai, nu mai zici nimic. Nu vă întreb doar pentru că faceți turul României în fiecare an, dar vă întreb și pentru că sunt ministru al culturii. O scurtă perioadă de timp, dar ați prea scurtă, simțit, da, ați simțit lucrul ăsta? Că cineva zice, hop, cum e un proiect? Stai, domnule, ce proiect? Stop. Păi, nu vreau să mă hazardez neapărat, dar cred că de asta și trebuie să plec foarte repede. Iată. Într-un lucru punctual de tipul ăsta și pe care l-am expus în guvernul în care eram și cred că am făcut rău. Se refera la? La Roșia Montană. La Roșia Montană. Da. A, și ce ați avut de gând atunci? Așa nu spun acum, au trecut ani, deci se poate discuta. Vă rog, 2012, interesant, ca să înțelegem. Cred că era tot mai. Cât e cu program? Cred că era mai 2012. Dom'le, să fie mai, dar să nu fie MAI. Nu, da, dar mai știți, încolo. Adică mai. MAI, dar mai încolo. Mai încolo, în da. Fine. Păi, principiul este... Eu am chestia asta cu principiile. Sunt un fraier, nu? Bun. Toți suntem fraieri. Unii de alții nu. Într-o formă sau alta. Este solidaritatea guvernamentală. Deci, asta e principiul de funcționare al unui guvern. Indiferent din ce parte și sau cum. Și de vedere sau... legal, așa scrie pe hârtie, absolut, că ar fi. Și atunci, pentru că se adunau niște nori pe tema asta, eu, singur, fără să mă întrebe nimeni, am zis, aș vrea să vă expun părerea mea, opinia mea, soluția mea în ceea ce privește Roșia Montană. Și le-am expus-o. Și aveam un proces cu Ani peste vreun an jumate. Și când am ajuns la birou peste două zile, a venit citație, aveam peste o săptămână. Termen. Și n-am putut să mă duc. Eram într-o delegație de nivel de șef de state la Mostar, cu UNESCO, la un nivel foarte tare și important. Și am rugat pe avocatul teatrului să ducă, i-am dat și o hârtie, să ceară un termen, să pot să fiu și eu. Niciun termen. Deci execuție rapidă și așa mai departe. Adică soluția mea nu convenea, foarte clar. Și n-am zis acum de nimic extern, ocult. Pur și simplu în guvernul în care eram. Cum era soluția? Dacă da, vă spun, dacă asta vreți. E, ca să înțeleg ce a jenat la soluția respectivă. Nu era cu cianură, probabil. Nu era cu nicio cianură. Și am spus așa, dacă romanii au venit și era greu să vii, că nu veneai cu avionul de Napoli. Veneai pe jos. Veneai, durea, era greu de tot. Și au venit atunci, cu 2000 și de ani. Au venit pentru bucata aia de pământ. Atât, pentru aia au venit. Pentru aurul de acolo. Pentru atât. Drept care, și stând sute de ani, și săpând, și așa mai departe. Totul, toată zona este plină, clar, de urme ale acestui fapt. Da. Bun. Și atunci, un minister al culturii face următorul lucru. Declară zona de foarte mare interes arhitectural, de arheologie. Arheologie, și atunci, da, aduce, oprește alte șantiere care pot să aștepte, folosește fonduri care sunt oricum, nu trebuie alți bani. Îi mută de colo-colo și decide că în porțiunea asta trebuie să săpăm dintr-un cap la celălalt. Ceea ce durează vreo 7-8 ani, 9 ani, ca nimic. Cine sapă? Oamenii din zona, care au nevoie de locuri de muncă. Pentru că era vorba despre 900 de locuri de muncă care erau și dacă nu se făcea, nu mai erau. Tot desăpat era. Și oamenii aceia nu erau aitiști. Erau niște oameni care știau să sape. În mină sau aici. Era același lucru. Și asta durează vreo 7-8 ani, am spus eu. După care, bineînțeles, vedem ce se întâmplă și dăm descărcare arheologică. Dar după ce săpăm din și cap, după aia se pot face și alte activități. Absolut orice, sigur că da. Dar durează cam atâta. Și asta e soluția mea și cu asta basta. Nu ceream niciun ban în plus, oamenii aceia aveau de lucru și interesul național, că tot zicem de chestia asta, este în continuare și era și atunci, e să știm cine suntem. E cel mai mare, mă rog. Deci în momentul în care rezulta
cine suntem din chestia asta, s-a dat... Nu, pentru că n-a mai durat mult. Rezolvat. N-a mai durat mult și acel guvern a dat o ordonanță, așa, prin care se dădea drumul lucrărilor de la Roșia Montana. Alelalte lucrări. După care cineva zicea, acum aici da, și în Parlament votez că nu. Vă ajuns aminte? Da. Și cred, acum că au trecut atâția ani, cred că îi încurcam îngrozitor acolo. Și mă tem că îi încurcam pe toți. Okay. Și pe oculții de sub masă, pe care nu-i știu și nu-i cunosc, și pe cei de pe oculții și de pe masă. Și pe aia de pe vremea respectivă erați membru PNL. Și pe aia din sigur, PNL? Cred că îi încurcam pe toți. Asta e senzația mea. Și în general, cred că dacă e vorba, și a fost vorba de incompatibilitatea la mine, cred că asta era incompatibilitatea, de fapt. Era și este. Da. Bun, au fost multe apelative cu penale, cu penalurile. Da, sigur, și așa am avut anchete departe. Penale, sigur că da. Da, sigur că 2 ani m-au anchetat. În fine, nu mai contează, au trecut. Nu sunt supărat pe nimeni niciodată și să nu mă întrebați că... Adică să nu aștepte nimeni de la mine să fiu... Nu sunt supărat de niciun fel, e o soartă a fiecare om. Da. Până la urmă îți asumi intrarea în arenă, înseamnă și asumări de tot felul, de orice fel de riscuri, intrarea în arenă. Ce fel de oameni suntem dacă ajungem să ne batem cu lucruri de genul ăsta? Adică mă refer la calitatea umană, la materialul uman. Uitați, eu vin din anii 40, m-am născut în anii 40 și familia mea, tata cu pușcărie și mai departe, știu lucrurile astea și nopțile noastre grele și când eram mici cu mama singură și cu noi, le știu pe toate și le-am trăit pe toate. Asta vă spun. Și atunci îmi făcusem o imagine despre niște oameni, niște relații între oameni, oameni răi și oameni buni și așa mai departe. Mă tem că dacă stau puțin și mi-aduc aminte, lucrurile sunt la fel și astăzi. Adică, știți, obișnuit să zicem, nu numai asta, natura umană este aceeași. Nu s-a modificat. Tehnologia se modifică. Avansează, explodează, nu știu ce naiba face. Și face rău că se duce prea repede, cred eu. Și e riscant, e amețitor de repede, în ce în ce mai repede. Să nu se întâmple ca gluma aia cu ceasul, care se vede în ce mai repede până când îi sar acele și arcurile. Jules Verne așa spunea că se va întâmpla. Nu știu, naiba știe ce se va întâmpla, dar natura umană e aceeași. Nu s-a schimbat și nu se schimbă. Ecuația naturii umane e aceeași. N-aș fi crezut niciodată, nu? Și nimeni dintre noi n-ar fi crezut că se pot repeta niște lucruri din evul mediu, din ceva monstruos, au fost lucruri cumplitisime, gen ucidere în masă, grob comune, așa ceva, a rămas undeva în istorie și totuși... S-a întâmplat acum, da. Lângă noi. Da. Lângă noi, la câteva sute de kilometri, se întâmplau exact aceste lucruri. Și în jur era tehnologia. Era tot, nu? Și uitați că omul e la fel. Asta spun, când condițiile sunt de așa natură, și nu știu cine le aranjează să fie de așa natură, iese fiara și se manifestă ca atare. Zicem feciorul, cum îl cheamă apărat? Feciorul, am găsit niște torționari care, nu? Da. Vreo doi da. Sau trei câți au mai rămas, sau mă rog, câți... Doi. Da, în fine. Și ne-am îngrozit de lucrurile astea. Parcă aștepta cineva să se ducă marea majoritate și să rămână doar doi. Da, sunt longevile ăștia. Mă rog, nu contează asta. Dar genul ăsta de oameni continuă să fie. Trebuie doar să apară, să fie condițiile necesare, contextul în care să se manifeste. Așa înseamnă că sămânța există, materialul există, da, și așteaptă se manifestă doar atare, da. Oportunitatea, ca am să spun așa. Am cunoscut procurori, că n-a fost prima dată că am fost anchetat, de două ori în timpul lui Ceaușescu am fost anchetat, o dată în 1968 și o dată în 90. Nu în 90, scuze, în 80, fix. De procuratura după vremea comunismului. Și o compar cu relațiile mele și cu contactele mele cu noi procurori sau cu noile anchete penale și mai departe. Pare rău. E plus, puțin plus la ceilalți. Adică e în plus față de ceilalți. Da. Dar de tot, după pauză o să vorbim despre chestia asta, pentru că astăzi s-a mai întâmplat ceva. Știți că și ieri v-am agasat probabil cu niște lucruri suspecte, cu niște achitări ciudate și astăzi am trăit să vedem niște chestii incredibile. Rămâneți cu noi, revenim. Dacă vrei să cumperi un apartament, la ce trebuie să fii atent? Constructorul să fie de încredere, să aibă un aspect modern și să fie de calitate construcția, să fie situat într-o zonă foarte bună a Clujului. Un apartament în ansamblul rezidențial Park Lake este alegerea optimă pentru tine și familia ta.
Programează o întâlnire pentru viitoarea ta casă la numerele de telefon 0731 100 101, 0740 300 301 sau cere-ne detalii pe office@park-lake.ro. Sava Confort de pe strada Decebal 79 este magazinul ideal pentru tine și confortul casei tale. Gresie și faianță, parchet și mobilier de baie, obiecte sanitare și baterii de calitate, în colecții din cele mai speciale. Fă-ți planul de renovare și îmbunătățire al casei tale cu Sava Confort. Te așteptăm în magazinul de pe strada Decebal 79 împreună cu specialiștii noștri pentru a lua cele mai bune decizii. Hello Romania! Still paying cash in 2018? Well, maybe you've got something better to do with your time. Because every time you pay with cash, you lose time. And time is the most important thing in your life. Did you know that by paying with the contactless cards, wearables, and mobile solutions from Bank of Transylvania and Visa, you can save more time to take care of the things that really matter to you? Like your New Year's resolutions, remember those? Or cracking an egg during your traditional Easter fest. I know you like that. Or just taking a trip to the famous Dracula Castle. Bank of Transylvania and Visa. Working tirelessly to provide you with the best payment solutions in Romania. Magazinul Gerovital din superbul Platinia Shopping Center este spațiul perfect pentru clujencele dornice să fie în trend cu cele mai noi tendințe din industria frumuseții. Noi suntem doctori în frumusețe. Fie că e vorba despre machiaj sau dermoanaliză, pe toate le găsești în magazinul Gerovital. Un brand românesc creat de specialiști adevărați. Vină în magazinul Gerovital din Platinia și află în ce constă puterea produselor cosmetice Gerovital și Aslavital. Gerovital. Doctor în frumusețe. Să cred că nu găsim la TV ceva care să ne placă. De acum, cu funcția replay a Mediaboxului Horizon, tu alegi ce program vrei să vezi din ultimele 7 zile. Transformă orice după amiază de luni într-o noapte de vineri. O după amiază de sâmbătă, o seară de miercuri sau o dimineață de duminică. Acum ai 50% reducere la abonamentele TV Play Familia sau Play Maxim în pachetele cu Net și TV împreună cu pachetul HBO. Bucură-te de cele mai noi filme și seriale. Cu Horizon, tu alegi ce zi e la TV. Sigur, ne-am întors în direct la discuția noastră cu domnul Mircea Diaconu, europarlamentar independent, aflat în turneu, Turul României, este anual turneu, în luna mai se întâmplă, cu un Aro 10 face Mircea Diaconu acest turneu. A fost o marcă de mașină, se fabrica în România, Aro se numea, a fost. Și un scandal monstru după privatizare și cum am mormântat-o, n-are rost să mai vorbim despre lucrurile astea. Apropo de anchete, de că spuneați că ăștia de azi procurări au un plus față de ei la care v-au anchetat în perioada lui Ceaușescu.
au așa un plus, un zvâcnet în plus, sau ce, un tupeu în plus, ce au? Nu, e vorba de cinism. A, cinism. Doza de cinism, asta este, nu, dar, vezi, nu se întâmplă nimic, nu te bate nimeni, nu se face nimeni nimic, nu. Dar cinismul. Cinism. Apropo. Care este o chestie infernală, pentru mine cel puțin, care sunt romantic, incurabil, cum se știe. O să avem două personaje pe ecran. Victor Ponta a fost premier al României și Dan Șova. Vă amintiți de acel dosar, pornit cu surle și trâmbițe? Ponta, Șova, turceni rovinari, spălare de bani și așa mai departe. Astăzi au luat achitare cei doi la înalta curte, trimiși în judecată de DNA. Acuzațiile sunau în felul următor, pentru care au fost achitați. La Ponta, o să le vedem acum, fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală, spălarea banilor, achitare pe linie. La Șova, complicitate la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru altul, fals în înscrisuri sub semnătură privată, evaziune fiscală în formă continuată, spălare de bani, achitat pe linie și Șova. Sigur, e foarte interesant să vedeți cum suna rechizitoriu și cât de pompos suna rechizitoriu făcut de DNA. Iată secțiunea de rechizitoriu care a făcut deliciu la vremea respectivă, un penal în fruntea guvernului, trebuie să plece, penalii de la PSD și așa mai departe. Iată cum suna rechizitoriu. Astfel, la 30 august 2007, între SCA, Șova și asociații reprezentate de Șova și cabinetul individual de avocat Ponta Victor Viorel, reprezentat de Ponta, s-a încheiat o convenție de conlucrare profesională, având ca obiect conlucrarea celor două părți în dosarele de natură penală, de drept penal al afacerilor, precum și în alte cauze în care se va ivi necesitatea. Convenția s-a încheiat pe o perioadă nedeterminată. În convenție s-a prevăzut ca pentru lucrările profesionale efectuate în conlucrare, onorariile să fie încasate de societatea de avocați, iar avocatul Ponta să primească o sumă fixă de 2000 de euro pentru care va emite o factură lunară. Prin procesul verbal din 29 octombrie 2007, inculpații au hotărât suplimentarea cu 1000 de euro a onorariului cuvenit inculpatului Ponta pentru octombrie 2007, lună în care Șova s-a înțeles cu Cristea Dumitru să încheie un contract de asistență juridică prevăzut cu comision de succes. Da, a picat un guvern pentru chestia asta. Și acum asta achitați. Păi atunci s-a spus foarte clar că e o făcătură. Sunteți cu penalii dacă spuneți că e făcătură. Nu, domnule, dar ce ați citit sau ce s-a citit... Nu erau fictive, așa susțin. Erau fictive? Fictive, domnule. Bun, achitare. La înalta curte, pentru că ăștia care aveau funcții publice și erau în politică, direct la înalta curte pe codul penal, nu pe tribunalul. E fondul, înțeleg. Poftim? E prima... E fondul, dar știți că există decizie CEDO. Dacă îl condamn pe ăla... altfel decât la fond, fără să administrezi în plus probe, câștigă la CEDO sigur. Există precedente. Deci numai dacă aduc alte probe, procurorii ar putea să mai obțină ceva. De unde alte probe? Ce au făcut până acum? Unde o încadrez pe asta? Păi, asta se încadrează foarte simplu în metode, că nu e singurul guvern, caz. Păi da, nu e singurul caz. De dislocare a persoanei, personajului din funcția, postul sau posibilitatea, mă rog, de a face ceva, dislocarea lui și depozitarea pentru un an, 2, 3, 5, habar n-am, până când oricum nu mai e de folos la nimic. Că funcția publică este stăpânită de altcineva, nu de cel care o obține pe vot, nu? Eu asta am spus și în Parlamentul European, asta și cred. În România s-au dezvoltat și practicat metode de anularea votului public. În Europa, în Parlamentul European, în orice caz, prioritar este protecția, prezervarea votului cetățeanului. Păi dat în condiții legale. Parlamentul European. Păi nu. Dar nu simți să fie apărat votul românilor la referendum cei din Parlamentul European. Păi nu, dar Parlamentul European n-a fost întrebat dacă a fost corect ce a fost aici. Au fost numai influențe individuale de grupuri politice și unele americane, îmi pare rău. Atât. Dar Parlamentul European n-a decis că într-un fel sau altul. Nu. Comisia e o zonă, comisia prin domnul Barroso, care era o persoană cu o forță politică în spate, cu niște calcule, și care oricum astăzi este ultra dezavuat de comisia. Este ultra dezavuat, dar lucrează bine. La ce companie lucrează? O companie și n-avea voie pe acolo. N-avea voie pe acolo, dar ce dacă n-avea voie? Păi... Chiar era plătit să nu se angajeze o vreme, exact. Pentru că la informațiile pe care le-a ținut în virtutea funcției, crea un avantaj acelui grup economic, da, de pildă. N-a contat. A luat și banii aia, s-a dus și la grupul economic. Asta este dezavuat. Și îl doare undeva, credeți? Nu. Nu. Pare rău, nu. Deci dacă nu-l doare nicăieri,
omul e fericit și sănătos. Lumea justiției zice despre chestia asta în felul următor. O să vedeți captură. DNA, pericol pentru siguranța națională. Victor Ponta, premierul debarcat sub arma cătușelor, a fost achitat în alta curte. La fel, fostul ministru al transporturilor, Dan Șova. Căveșii trebuie să răspundă împreună cu procurorul de caz, Jean Uncheșelu, pentru fabricarea acestui dosar. Imediat după ce Ponta a fost trimis în judecată, Iohannis a ieșit în conferință să ceară demisia premierului pe motiv că imaginea României are foarte mult de suferit. Are foarte mult de suferit din cauza faptului că unii n-au comis fapta și sunt acuzați, sau are foarte mult de suferit din cauza manevrelor și făcăturilor pe care le fac unii de la DNA? Uitați, sunt situații publice în care se fac calcule și, poate corecte, poate nu, de sume foarte mari pe care țara, națiunea, bugetul le pierde din, pentru că unii le fură, etc., etc., nu? Știm foarte bine, hoții, corupție și mai departe. Îmi pare rău, nu se fac calcule de sume uriașe pe care le pierdem la bugetul de stat din decizii greșite, ori ale decidenților, ori efecte ale astor. Face cineva adunarea asta pe o coloană? Nu face nimeni. Vă puteți imagina ce costuri au fost pe România prin căderea unui guvern, vânzoleală, stand-by pe tot felul de proiecte, de programe, de nicio decizie, de până să înlocuiește. Costurile sunt infernale, după părerea mea. Da. Ale unor astfel de jocuri, să zic așa. Dacă ele se dovedesc încă a fi jocuri. Încă un indiciu că a putea să fie vorba despre jocuri. Domnul procuror Jean Nicolae Uncheșelu s-a ocupat de dosarul ăsta. A fost adus direct de la Craiova în DNA. Avea vreo 37 de ani când a fost adus în DNA. Și ce constata lumea justiției la un moment dat? Lumea justiției constata așa, că acest procuror, Jean Uncheșelu, a fost cercetat de colegul său din DNA, Dănuț Volintiru, pentru presupuse fapte de corupție. Culmea anticorupție, Uncheșelu avea dosar penal la DNA în perioada în care îi făcea dosar lui Ponta. Wow! Păi, trageți dumneavoastră concluzia. Vedeți de ce trebuie o altă secție care să ancheteze magistrații și nu DNA, care îi anchetează și pe judecători și pe procurori și poate pune presiune cu astfel de dosare fie pe judecătorii din instanțele unde trimite dosarele, fie pe procurori? De-aia trebuie să fie cineva neutru din punctul ăsta de vedere care să ancheteze magistrații. Și urlau ăștia cu grătar în față, hashtag le spune, nu? Urlau prin stradă. Nu, niște cetățeni revoltați. Da. Trebuie să e fim... constituțională chestiunea, absolut, absolut, a trecut de Curtea Constituțională. Absolut. Chiar vreau să absolut plec din zona asta mizerabilă, care ne descrie calitatea umană la un moment dat. Nu pot să spun altfel. Descrie calitatea umană când te bați sau când introduci astfel de arme într-o luptă care ar avea alte reguli și pe care vrei să le întorci neținând cont de ele, înseamnă că acea calitate umană e de dezavoat, că n-am cum să spun. De-aia am încercat să vă explic ce e cu natura umană. Din păcate nu s-a schimbat. Tehnologia crește sau nu știu ce face, face ea ceva. Să nu ne imaginăm că omul e altfel. În om sunt toate cele din Evul Mediu, din Antichitate, din istorie, până acum e la fel. Iar cinismul, pe mine mă sperie cel mai tare cinismul. Da, și asta este asta, da, sigur, o mostră asta de cinism. E același capitol. Da. Deci cineva te poate distruge, termina. Aveți un film preferat? Eu? În care o mulțime. Jucat. A, în care am jucat? Da, neapărat. Am, sigur că am, dar nu trebuie să zic niciodată și nu vreau să zic niciodată care, pentru că aș nedreptăți altele dintre ele, că mă apropii de 100, dacă nu chiar am trecut de 100 de filme. Bun, haideți să vedem un pasaj din Actorul și Sălbaticii. Opa! Aici. Nu e nimeni, maestre, suntem numai noi. Dom'le, nu mă învățat dumneata pe mine. Eu când spun că e cineva străin aici, e cineva străin. Îl simt. Îl simt cu spatele, cu șafa. Mă împunge, mă paralizează. Omule, tot n-ai înțeles? Dumnezeu, dumneata, ori ești prost, ori ardelean. Și una și alta, maestre. Bravo, bună! Dă-l afară! Dacă se mai întoarce, ei gata, maestre. Hai,
Hai. Fii cu minte, am făcut și box și jiu-jitsu. Se vede, maestre, se vede. Dar nu strângeți așa de tare. Am văzut cu cine am de-a face. Da, actorul și sălbatice. Da. Ceva amintiri plăcute cu... Nu, e un băiat tânăr acolo, am văzut și... l-am mai văzut prin filme, dar un tinerel s-a dus. S-a dus tinerețea? Nu s-a dus. Că sufletește, tinerețea există. Dar s-au dus vremurile alea când filmul era trăit. Trăit de fiecare personaj în parte. Da. Da. Le-am făcut cu mult drag, cu, nu știu... Asta e, meseria noastră. Am făcut-o cât am putut de bine. Au fost niște vremuri culturale. Foarte crâncene. Nu, pe de-o parte, da. Dar... E interesant că personajul ăsta din Actorul și sălbatice exista cu adevărat, se numea Constantin Tănase, practic de acolo cred că s-a inspirat. Păi da, da, e ceva ce ar trebui să spunem acum, da. Și lumea la vremea aceea știa și de avea și succesul ăla foarte mare, fine? Că nu de legionari a fost vorba atunci. Nu, nu. Nu? Păi nu, așa trebuia să iasă cu legionarii. Știu. Care îl omorau pe Tănase. Nu, nu, cu bolșevicii. Cu bolșevicii, da, da, cu Davai Ceas. Da, exact. Dar, dacă tot am ajuns la filmul ăsta, o să-l invit pe maestru Mircea Diaconu să vizioneze împreună cu noi o altă secvență, tot din filmul ăsta, cu Toma Caragiu, sigur, care joacă un rol foarte interesant aici, pe scena lui de comediant, și vreau să-l întreb pe maestru Mircea Diaconu, după ce urmărim scena, dacă și astăzi ar putea întâmpla, la nivelul ăsta global în care trăim, ceva similar, ceva ce parodia atunci Toma Caragiu în film. Din grășe, tanti Europa! Ia! Din acest cauze am venit de prin nămeț, se aduce daruri multe la fetițe și băieți. Gol! Darich! Dorește fericire fermenie! Și vom face la voi mutuari și ajutor zer, zer, mult zer avantajos! Noi luăm de la voi schön grâu, un guten petrol și dăm la voi în schimb Gestapo pop papier. Hai! Hai, Hitler! Good. 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 Für dragălaș popor Rumänie. Mein cadou ein deutsches Kollegi. Solid gratis. Solid Oberlicht, Ocel Krupp. In diese Kolonie punem micuț Românie ciocârlie. Zuhaus, hai! Hai, Hitler! Good, 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 good. Păi, meine camarade în Fiergarten, trebuie imediat ieșit din coip și făcut ordine românii și colonii. Trebuie început vânătoare contra politicilor păsărice, care deschide prins contra Deutsche Futur, caput! Eu nu admit de la voi explicațion. Tras cu pușca, nu la foc, păsărice cu noroc. Nein! Orice păsărice antifascist trebuie jumulit, pârlit, achtung, atrag la voi atenție. La mine, cei în gușe și în cătușe. Hai! Hai, Hitler! God, God, God. Noi punem multe baze pe voi, Rumenie. Militari și baze. Noi foarte atașați de voi și vrem să atașăm și pe voi la noi. Înfrățire! Brudușa! Noi nu place actuale name la românice orașe. Ploiești, București, Mărășești. Noi vrem botezire. Ploiești în stat, București în berg, Mărășești în dorf. Unde am de frățești name? Ich habe și alte gânduri für Rumänien. Dar, dragii Führerului, s-a făcut târziu și Moș Crăciun trebuie să facă kleine vizit la alte kleine nation. Haide! Haide! Pentru petrol și grâu atunci, pentru altceva acum, e posibil? Da. E posibil, nu? Bine, e... Bine. Nu ne uităm neapărat sau nu citim motamo.
nu. Monologul, dar situațiile se repetă în istorie, din păcate. Da, se repetă cu accente mai grave sau mai puțin grave? Nu mai grave, mai sofisticate toate lucrurile. Ne modernizăm în sensul acesta, dar da, poți foarte bine să, nu știu, să te îngrozești de ce se poate întâmpla și azi. Sau păi, deja a început să se. Deja se cam schimbă geopolitic niște borne. Da, sigur că da. Dar rândul trecut, când ați fost aici în studio, vorbeam de Europa aia cu două viteze. Tot cu două sau cu mai multe între timp? Adică no. S-au mai adăugat în cutia de viteze câteva? Sau? Nu, asta, mă rog, fiecare clipă aduce altceva fără discuție. Atunci era mai proaspăt pentru că era o lansare făcută de domnul Juncker, în fine, și părea că nu sunt pericole, părerea mea, dar următorul mandat, cel din 2019 încolo, mă refer la mandatul Parlamentului, va conta foarte mult pentru că se va umbla chiar la tratate, după părerea mea, se vor schimba foarte multe lucruri, se va face o reformare a sistemului de lucru, pentru că e greoi, deciziile sunt foarte greu de luat, reacțiile sunt târzii, sunt destul de bârbuite, ați văzut ce s-au întâmplat, cât de greu s-au mișcat europenii pe crizele care vin, nu? Neanunțat. Da, mult mai mare neanunțat decât și exploziv. Și nu au putut reacționa rapid sau la timp. Asta e vorba. Și va conta foarte mult, românește vorbind, cine va fi acolo. Din cine? Partea noastră. Din partea noastră. Păi cine va fi? Cine va fi? Cine va fi acolo? Nu știu cine va fi. Iohannis e președinte. Da. Și în Parlament și în Consiliu. Cine da, deci dânsul va fi acolo. Păi și acolo și în Parlament. Problema va e dacă dânsul chiar e acolo. O să vedem. Poporul român hotărăște, nu altcineva. Nu. Chiar dacă hotărăște că dânsul trebuie să fie acolo, întrebarea e dacă îl vom găsi acolo. Păi, nu putem ști treaba asta în clipa asta. Ok. Mai candidați pentru Parlamentul European? Nu știu. În clipa asta nu știu. Spre nu. Spre nu. Deci în clipa asta nu știu. Nu știu că nu m-am hotărât neapărat. Ceea ce am încercat să spun deja, provocat fiind de alți colegi de-ai noastră, și nu că am vrut eu, este că aș prefera să muncesc în țară. Nu mă retrag, nu mă ascund sub pătură, nu mă duc la pescuit sau în delta sau în munți, cum de multe ori bine. Dacă muncesc la pescuit, să muncesc la Belina. Nu, nu. Nu. Nu e bine. Nu, îmi doresc și din când în când mă enervez pe tot felul de teme și zic plec la pescuit, dar nu plec. Nu plecați. Și n-am plecat și n-am fost la pescuit de 10 de ani. Deși îmi doresc foarte mult. Dar asta zic, nu, aș prefera în țară, nu mă simt foarte bine afară. Nu-mi place. Pe de altă parte, am convingerea că dacă sunt probleme de rezolvat importante, sunt aici de rezolvat și dacă răul este, e de la noi, are sursă românească și rezolvare tot românească. Dacă e un șantier care mă interesează, e aici, în România. Acolo e mai puțin sau pe un interval de vreo 4 ani cât au trecut, am simțit concret, cred că de 3 ori. Da, puternic de tot și seara când am ajuns acasă, am zis mulțumesc ție, Doamne, că am fost acolo. Da, și a fost cam bine care sunt momentele. Exact, dar atât. În rest am muncit, am putut de tare, da, dar au fost de tip pericol maxim. Și a fost foarte bine că am fost acolo, dar atât. Și, mă rog, cum da, v-am pericolul spus... Pericolul maxim era dospitul la București, probabil. Știți cum e? Unii fac aluatul aici, aluatul. Și alții bagă în cuptor acolo. Nu, și ca să crească, știți, după aia trebuie să-l pui să crească. Da. Îl trimit acolo să crească. Și l-a duc înapoi. Exact. Cam așa s-a întâmplat, o părerea mea. Foarte interesant. Să-i mulțumim. Și atunci candidatura mea, dacă va fi, nu știu, dar nu va fi, sau în niciun caz nu va fi la fel. Nimic nu va mai fi la fel, pentru că ce mi s-a întâmplat mie atunci, și nu numai mie și, nu știu, alegătorilor mei, a fost așa ca un fel de lucru altfel, ca prima dragoste. Da, și nu vreau să o modific. Pe care l-ați avut atunci, cred că ați mai băgat în Parlamentul European încă 2 sau 3. Încă doi. Da. V-au mulțumit? Păi da. Nu știm care sunt aceia. Nu știți care sunt. Așa, nu, că nu se pune problema. Nu, s-au trezit băgați în Parlamentul European. Nu, pe... Și nu intrăm în subiecte de tipul ăsta, dar asta vă zic. Niciun caz nu voi mai face la fel ca atunci și a fost așa de frumos și de special încât nu trebuie repetat. Prima dragoste rămâne în scrisori. În ramă. Rămâne. Maestru Mircea Diacon a fost alături de noi. Mulțumim, doamnelor și domnilor, rămâneți cu NCN. Ne revedem mâine.